Să nu uitați să râdeți, să nu uitați să fiți fericiți, să nu uitați că vă aveți doar unul pe altul și că vor veni momente în care nimeni de aici nu o să fie cu voi. O să fie momente în care nu o să aveți de noi nevoie de niciunul, dar o să fie momente în care o să aveți nevoie și nu o să fie, poate. Să vă bazați în primul rând pe Dumnezeu, după aceea să vă bazați unul pe altul. În viață, dacă îmi dați voie să vă mai spun ceva, să investiți în oamenii care vor pleca ultimii de la voi, de la cimitir. Când voi veți muri, există vreo 3-4 persoane care pleacă ultimele de la mormânt. Primul pleacă popii, fanfara, oamenii care au venit doar să dea mâna, să spună condolențe. După aceea pleacă neamurile mai îndepărtate, apoi pleacă neamurile mai apropiate. Și după aceea mai rămâi vreo 3-4 care tot așează pe flori și pe pământ și nu pleacă până când nu s-a sfârșit ultima lopată de pământ. Imaginați-vă astăzi că e o vreme frumoasă pentru asta, sunteți la nuntă. Imaginați-vă că dacă muriți, cine vor fi oamenii care vor pleca ultimii de la voi, de la mormânt? Și în oamenii ăia să investiți, că numai ăia merită. Numai. Atâția ani am pierdut cu oameni de doi bani pe lângă noi. Atâtea cafele am băut cu oameni care doar în cot de noi de fiecare. Atâția timp și nervi am investit în oameni care nu meritau dragostea noastră. Nici investiția aceasta. Le-am mai spus alaltă seară pe bănci aici că banii nu sunt un scop al vieții. De bună voie și nefilită de nimeni, mie în căsătorie pe domnul Blaș Adrian Cătălin. Domnule Blaș Adrian Cătălin, de bună voie și nefilită de nimeni, mie în căsătorie pe domnișoara Nicoraș Daniela Lucia. Da. Constat că au fost îndeplinite condițiile cerute de lege. O să ajungă doctor. Și le-am spus, o să vină vremea în care o să vă doriți să veniți să lucrați în Beiuș. Pentru că, sau unde vreți voi, am zis, aici pe lângă țara. Pentru că consider eu personal că nu există nebunie mai mare decât să-ți petreci jumătate de viață într-un oraș aglomerat, stând în mașină. Eu cred că Dumnezeu ne-a dat un scop mai mult decât atât. Fericit nu este într-un anumit loc. Fericit îți o creezi în locul în care ești. Le-am mai spus să nu uite de părinți. Am spus să aibă grijă de ei, măcar atâta cât s-au îngrijorat de voi, să te purtați și voi de grijă. V-am spus să rămâneți lângă Dumnezeu, pentru că nu cred că ar fi mai frumoasă învățătură de minte pentru o grămadă de oameni, decât atunci când voi...